Adriana Bahmuțianu, prima reacție după moartea lui Silviu Prigoană. Sunt în stare de șoc. Îmi pare extrem de rău. Adriana Bahmuțianu este încremenită de durere, după ce Silviu Prigoană s-a stins din viață în urmă cu puțin timp, la un restaurant din Brașov. Afaceristul, în vârstă de 60 de ani, s-ar fi necat cu mâncare, spun unii, iar alții că ar fi făcut infarct. Adriana Bahmuțianu a fost căsătorită cu Silviu Prigoană mai mulți ani având o poveste de dragoste destul de controversată, cu multe despărțiri și împăcări. Cei doi au împreună doi băieți, care, acum, au rămas orfani de tată. Adriana Bahmuțianu este în stare de șoc după moartea lui Prigoană. Jurnalista este foarte afectată de moartea fostului soț, care a murit în urmă cu puțin timp. Adriana Bahmuțianu ne-a declarat că este șocată de vestea tristă și nu-i vine să creadă ce s-a întâmplat chiar dacă au avut tot felul de neînțelegeri, vedeta regretă faptul că băieții lui au rămas fără tată. Sunt în stare de șoc, nu îmi vine să cred. Mi s-a confirmat că s-a întâmplat la Brașov, într-un restaurant, dar nu știu nimic altceva. Îmi pare extrem de rău, este tatăl copiilor mei, sunt foarte afectată, ne-a declarat Adriana Bahmuțianu.